Ai candidat la primărie? Da. Ce? Se reclama pe fața are și P. Vă lăsați, frate, și mie comentarii. sunt Roxana de la Media Pe Bune și astăzi vă vorbesc așa puțin din postura de influencer, că tot e la modă să fii influencer. Am lângă mine un prieten, un președinte și un coleg în același timp. Este nimeni altul decât Daniel Botea. Bună dimineața! dimineața. Ce faci, Daniel? Mulțumesc frumos! Activități de weekend. Ce înseamnă activități de weekend? Adică nu mă mai trezesc cu noapte în cap, de obicei și alerg în weekend, azi n-am alergat ca să vin aici, am venit încet așa la, la emisiune și am, am fost la hampal de exemplu, ieri, mă întâlnesc cu prietenii, merg prin parc, scriu pe blog. Păi asta și voiam să menționez că tu despre toate activitățile astea scrii și pe blog. Dar să începem cu începutul. De unde ți-a venit să-ți faci blog? Mi-a venit să-mi fac blog în perioada în care activam în politică. Mi s-a părut că ar fi un uh, instrument bun de mediatizare și mi-am făcut un blog pe platforma Blogspot, adică un blog pe o, gratuit, pe o platformă gratuită, dar n-am avut timp să mă ocup de blog, că în politică trebuia să te duci în campanii, să vorbești cu oameni, era campanie electorală. Să... În ce are s-a întâmplat asta? Uh, 2007-2008. 2008, 2008. Așa, și am apucat să scriu un singur articol pe blog, Hello Blog World. Eu terminând calculatoare, așa începea la C, Hello World, prima <laughs> dată când scrieai un program în C. Și atât am scris, Hello Blog World. Și ăsta era titlul, ăsta era... <laughs> Conținutul. Conținutul, <laughs> da, da. Și în 2010, când m-am lăsat de politică, mi-am adus aminte că aveam un blog. Uh. Și între timp, în 2009, îmi comentase cineva la singura postare de pe blog, îmi comentase cineva. Nu te descoperi nu știu, că nu, am promovat așa. Și a zis că dacă o singură postare atât de scurtă, atât de minimalistă a găsit un comentariu, merită să scriu mai des pe blog. Și în 2010 m-am apucat în mod serios chiar până în 2016, din august 2010 până prin august 2016, cred că am scris în fiecare zi câte un articol pe blog. Deci tu în 2010 ți-ai luat și domeniu, te-ai trecut la partea uh, nu, profi. nu, 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 În 2010 m-am hotărât să scriu mai des. Asta însemnând să scriu de cel puțin 3-4 ori pe săptămână. Și scrie tot pe Blogspot? Tot pe Blogspot scriam, dar mă rog, mai profi modificasem formatul, era o temă mai, mai frumoasă, iar pe domeniu propriu am trecut cred că în 2015 sau 2016. Oricum sunt 5000, peste 5000 de articole, eu am trecut când depășisem 4000. Oh. Da. Atât de multă treabă. Da, și nu, nu recomand chestia asta, fiindcă odată cu trecerea pe domeniu a trebuit să revin la articole din urmă, să le optimizez SEO, să fac tot felul de chestii. Deci, îți recomanzi ca atunci când cineva da. vrea să se apuce de blogging să fie din prima cu domeniul prof, nu, nu neapărat, propriu Nu sau... neapărat din prima, dar măcar să stea o lună, două, trei, hai să zicem o jumătate de an, să vadă dacă îi place și pe urmă chiar să, să dea niște bani pentru hosting. Întrebarea mea foarte importantă este cum de ai învățat ce înseamnă toate chestiile astea de comunicare dacă tu ești inginer? Da, sunt inginer, dar întotdeauna am cochetat cu partea asta, de exemplu, când eram în școala generală, eram la cercul de poezie. Am fost și la cercul de pictură, îmi place și să ascult muzică, nu când la niciun instrument. <laughs> dar. Îmi place să ascult muzică, îmi place să merg la teatru, deci partea asta face parte cumva din, din viața mea, îmi place să citesc. Deci ești un om al industriilor creative da, care v-a să da, zică. Și, de exemplu, întotdeauna în școală, de exemplu, mie la gramatică ai să zic că mă descurcam, dar nu era punctul meu foarte. În schimb, la literatură îmi plăcea să comentez, să văd viziunea mea, ideea mea despre o anumită lectură pe care o aveam acolo, iar la geometrie, la, la matematică, la fel îmi plăcea geometria, fiindcă îmi dădeam curs imaginație, adică algebra nu îmi plăcea cu închistat în formulele alea stricte, în schimb la, la geometrie excelam. Aș vrea să îmi povestești, te rog, despre cum s-a întâmplat să creezi o comunitate de blogări în jurul tău. Da, îmi făcusem eu blogul pe vremea aceea nu știam pe blogării din Craiova sau erau mai puțini și am aflat de la o blogăriță din Constanța că în Craiova a avut loc un blog mit. Așa s-a întâmplat. Și nici nu știam ce era la blog meet atunci. Și de fapt fusese un blog și Twitter mit prin 2008, cred că, sau 2009. A venit și chinezul atunci, dar eu nu știam pe, pe oamenii ăștia. Și căutând pe internet am găsit și imagini de acolo, am văzut, zic, eu, uite ce frumos se întâlnesc în Craiova și eu n-am știut. Și am luat legătura cu blogatul și cu Răzvan Irimescu și am zis, va, hai să facem și noi, să ne întâlnim, să facem blog -mid la Craiova, da, să-l facem în fiecare lună. Și ne-am întâlnit noi trei vreo trei luni, <laughs> era blogmit în trei. Și pe urmă în 2012, asta era în 2011. Treaba asta și pe urmă în 2012 în februarie a fost prima dată când a fost mai mult de 3 la, la un blog mit. Și pe la l-am considerat blog numărul 1 și între timp am depășit 100 de, de ediții de creva blog Meet. Asta a fost cum să zic startul și venind persoane noi, venind blog, nu, nu veneau neapărat doar blogger dar unele dintre persoanele care au venit pe urmă și-au făcut blog. Andrei Boiangiu sau Mirela Coman sunt două exemple de cunoscuți care au venit și pe urmă și-au făcut blog. Pe urmă am, am început să facem și anumite proiecte. Primul proiect s-a numit to Online un proiect prin care noi ne-am propus să spunem și altora, mai ales elevilor, studenților, despre blogging și despre blogări. Și atunci ne-am lovit prima dată de chestiunile de astea birocratice. Da, ca să facem chestia asta ne trebuie să o sală, nu avem o sală, trebuie să închiriem o sală, ca să închiriezi o sală trebuie să faci un contract, ca să faci un contract trebuie să ai o formă juridică. Și dacă la început rezolvam cu ONG-urile sau firmele prietenilor, până la urmă am zis că, că, trebuie să ne facem noi o asociație. Și cam așa s-a... Și iată... Da, s-a iscat ideea și în 2015 am depus actele pentru asociație. În 2016, pe undeva prin vară, s-a rezolvat tot. Adică noi primisem acte, primisem cifu de la ANAF, dar nu puteam să facem cont în bancă, ne mai trebuia nu știu ce hârtie și se pierduse pe undeva. Și până la urmă s-a rezolvat așa asta. Am scris pe blog toată, toată, <laughs> toată podestea, povestea, da, 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 da. pentru da. cei care vor să Am face... pot să intre pe Daniel Botea <laughs> da. să citească. Uh, eu mi-aduc aminte cum ai recrutat pe mine. Eu nu mai știu. <laughs> <laughs> uh, mea, primul meu contact cu voi, a fost în 2015, în noiembrie. Eu nu știu de unde te aveam pe tine în lista de Facebook. Și da, m -a, m -a. mai mulți dintre voi aveam... Habar n-am de unde. În 2015 am făcut asociația. At atunci da. În noiembrie, atunci chiar discutam, puneam la punct statutul, fiindcă noi cred că în decembrie am depus actele. Și aveam postat eu pe Facebook o poză cu un pahar de vin ținându-l total incorrect a, și, și mi-ai făcut observație că trebuie neapărat să vii la degustările noastre de vin din da, proiectul da. nostru ca să înveți și tu, dracului, să ți paharul ăla corect, să nu te mai faci de râs. Da, în 2015 și... a început proiectul Brânzeturi cum cu cuvin, cel mai longeviv. longeviv în afară de Creva blogmit care era început înainte de asociație și care a ajuns la pediția 40. Pentru că ne-am apucat să vorbim de proiectul ăsta foarte drag nou, Brânzeturi, cum se cuvin, am un mesaj pentru tine de la cineva care e un prieten drag al proiectului. Și eu trebuie să, să ghicesc... Cine e? Da, da. După voce? Da, da. Întâi arunc o privire, pe urmă miros, și pe urmă gust. Hai să Salut, Daniel! Cred că ești printre puținii oameni pe care i-am cunoscut. Costel inamisir. Cu care am o, o relație foarte apropiată de prietenie. Ne-am văzut de câteva ori, dar parcă suntem prieteni de o viață. Îți reamintesc că ne-am întâlnit prima dată la uh, prima ediție uh, Brânzeturi Cum Se Cuvin desfășurată la Craiova pe 16, Iar de atunci am rămas într o relație de prietenie cu tine și sunt convins că vom reuși și alte evenimente. M-am întors acasă, m-am întors la Prinț Matei, după cum Știu. vezi. Știu. Probabil că următoarea degustare la Craiova o vom face cu Prinț Matei. Super. Te salut și îți doresc multă sănătate. Foarte mișto surpriza. Wow. M-am gândit acum la Costel. El era la Vinarte și am făcut prima degustare. A fost, cum să zic, prima degustare. Noi făcusem proiectul inițial gândindu-ne doar la crame oltenești. Și prima degustare a fost cu Vinarte. A fost și o enologul care, Justinu Rucu, el e chiar craiovean, Costel ca amisir, noi zicem noi Tele -oltean. nu e chiar Oltean Oltean, dar e din partea cealaltă de, de Olt, din Telorman, și Din Romanați, da, <laughs> Și a fost și Achim. Iar acum când am fost, am fost de curând la, la, un eveniment cu Vinarte, am fost curios dacă cumva coincide, eu am fost pe 20, dacă coincide data când ne-am întâlnit prima, prima dată. Da, și Prima ediție a fost pe 16 de știam exact foarte frumos știam că l-am urmărit pe, pe Costel am mai fost la evenimente ultima dată, cred că ne-am cunoscut ne-am întâlnit când a venit cu Valahorum Tour la Craiova a fost un, o degustare la epoca și știind că sunt vinuri bune m-am dus și eu acolo asta cred că era prin 2019 Probabil da dar acum în, uh... Octombrie 2021, la ediția cu numărul cât suntem de. de am, Deci, pe 23 septembrie a fost ediția cu numărul 40 și acum am luat o pauză, fiindcă e contextul de așa manieră că nu pot să organizez nimic. Și bine am făcut că am luat pauză, că n-am fi putut organiza luna asta. Deci, când se mai relaxează condițiile, reluăm. Pentru mine, asociația blocărilor Olteni și tot ce se întâmplă împreună, că noi avem evenimente la care mergem împreună, da. noi avem proiecte pe care le facem împreună, noi ne întâlnim lunar împreună. Stăm la o bere, un pahar de vin și mai povestim ce și mai facem. Și chestii tehnice mai aveam ședințe <laughs> tehnice, da. Asta voiam să te întreb, Daniel. Noi avem această întâlnire lunară unde povestim ce am mai făcut cu viețile noastre și mai râdem și mai glumim. Dar unde sunt ședințele? Păi... Că mi-amintesc într-o vreme că ne întâlneam la Tradem, în fiecare marți la ora 6 să discutăm treburi. Da, ne-am ne mai întâlnit o vreme pe la Mircea, pe la firmă, dar. Pe, pe... la bibliotecă? Da, pe urmă, când a venit pandemia, s-au întrerupt și întâlnirile astea și e mai greu să le faci acum. Adică, vara e toată lumea plecată, iarna iarna trebuie o locație că e frig și tot așa. Da? când are cineva o problemă, spune pe grup și se, se rezolvă. Adică nu, nu e chiar atât de mare problema. Însă problema ar fi că, într-adevăr, atunci aveam cursuri pe care le urmăream, ne înscrisesem la niște seminarii online și le urmăream împreună, și fiecare își dădea cu părerea despre ce, ce e acolo, și astfel învățam toți. Unii știau mai mult din subiectul respectiv, unii știau mai puțin, dar prin discuție ajungeam practic la un nivel acceptabil pentru toți. Câți membri numără acum Asociația Blogărilor LOTI? E greu de spus, adică știu, acum sunt 15, dar au fost și 20. Nu, nu neapărat toți cei care participă la acțiunile noastre sunt membrii în, membri în asociație, din diverse motive. Unii au asociațiile lor, unii n-au 12 articole pe an scrise cum scrie la noi în statut. Atunci când am făcut Craiova Blog Meet 100, au fost, am fost 36 de persoane, ai fost și tu acolo, 36 de persoane la degustarea respectivă, dintre care cred că doar... 3-4 n-au fost bloggeri, Deci, 3, hai să zicem 32 de bloggeri. Da, trebuie să recunoaștem că am avut și, și invitați? invitați de prin da, 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 Și asta făceam să au Am fost vreo 20 din Craiova strict. Cam așa. Fiindcă ei au fost 12, n-au. Da, cam așa. Cred că ar trebui să mergem mai departe cu un subiect de care toată lumea e interesată. Cum faci, domne, bani din blogging? Din blogging mai greu se fac bani, dar se, se fac totuși. Uh, nu neapărat din blogging, cum zice chinezul, ci din afacerea pe care o construiești în jurul da. blogului. Strict din blogging poți să faci bani din uh, advertoriale. Da? Deci eu, dacă scriu despre vinuri sau despre brânzeturi, pot să scriu și advertoriale în domeniul respectiv sau în alte domenii. Da? Am dat așa un, un exemplu și mai poți să spui niște bannere pe blog sponsorizate. Da? Și Google AdSense. Declame. Eu spun ce fac eu. Eu Google AdSense nu vreau să-mi pun, fiindcă nu pot să Controlez ce rulează acolo și că n-ai vrea să fie reclamă la un articol despre n-aș vrea în timp ce eu scriu ceva ce brânză bună și ce vin și acolo să apară reclamă la hemoroizi sau la altceva la soluții pentru hemoroizi și nu adSense nu am nu am folosit însă am am un banner pot să și spun de la Gina Brada. e o prietena mea din domeniul culinar și în rest advertoriale. Asta e o parte strict legată de blog și altă parte de ce ziceam afacere fiindcă atunci când faci un advertorial trebuie să semnezi un contract trebuie să tai o factură și dacă nu ai o firmă pe care să deruleze această activitate nu se leagă nici colaborările și eu mai fac și optimizare SEO. Deci pentru firme care lucrează în digital acum, dar înainte nu aveau această posibilitate și au făcut site-urile și pe urmă au ajuns la concluzia le-am făcut, dar Ce face cu ele? nu avem succesul pe care îl speram noi. Și atunci se face o analiză SEO, se vede unde e de lucru. Mă rog, sunt și magazine online și site-uri și mai multe. Optimizare SEO. Asta înseamnă să fie site-ul respectiv în asemenea mod scris, astfel încât să fie ușor de găsit pe motoarele de căutare. Când cauți pe Google un anumit che, cuvânt che specific acelui site, să ajungi să fie la site-ul respectiv, căutări, da. da. Cam asta fac eu. Mai sunt și alte afilieri sau mai sunt și alte modalități. Voiam să te întreb, să, mă rog, știe și cei curioși care ne urmăresc, cum se produce această colaborare între un blogger și branduri. Le scrii tu brandurilor, bună ziua, am blogul cu tare, cu atâtea vizite, iată prezentarea mea sau vine brandul la tine și spune vrem să-ți dăm acest cash ca să ne produce aceste servicii. Da, să vină brandul la tine mai greu, fiindcă ar trebui să fii foarte bine cunoscut în nișa brandului respectiv. Da? Dar cel mai ușor este să, să scrii zi de zi să ajungi cu un page rank bun și atunci te caută agențiile. Deci agențiile au nevoie ca și pe parte de SEO, ca atunci când promovează o companie, un brand, să fie, existe linkuri de la mai multe bloguri cu un page rank bun spre brandul respectiv. Asta îi ajută la, la partea de SEO. Sau cum, cum ne zicea nouă chinezul, când a, noi am făcut și un workshop la Creava Blog Meet, doar să nu credeți că doar ne-am întâlnit, am băut vin și ne-am mâncat brânză. Noi facem da, și școală. Am făcut și un workshop, și ne spunea chinezul de campania de prevenție. Campania de prevenție ce înseamnă? Eu sunt brandul X și lansez produsul Y. Și dacă la acea lansare nu apelez la niște blogări care să mă ajute cu lansarea, se poate întâmpla ca un tip, un blogger, Costel, să zicem, căruia nu-i place brandul respectiv sau produsul respectiv, să scrie el pe, pe blogul lui acolo ce raha de lansare asta sau eu știu ce. Scrie ceva negativ și Google indexează, iar tu când cauzi despre lansarea produsului Y de la firma X, ce găsești prima dată? Ce-a spus, co ce -a spus Costel acolo? Și de-aia se se procedează la campaniile astea de prevenție, cum le zicea chinezul, vorbești cu mai mulți blogări, le dai un brief, cuvinte cheie pe care trebuie să le folosească și astfel, dacă scrie și unul negativ, una e să găsești o părere negativă lângă 10 pozitive, una e să găsești doar pe aia negativă. Da, deci, de da, aici te caută agențiile să, să faci treaba asta. Se poate întâmpla și invers. De exemplu, noi, proiectul Brânzeturi Cum Se cuvin, a plecat de la ideea noastră și ne-am dus la brand, la Delaco, cu brânzeturile. Dar asta s-a întâmplat tot datorită blogului, fiindcă eu câștigasem la SuperBlog greutatea mea în brânzeturi. Adică, au fost mai multe etape prin care cei de la Delaco au văzut. Ce pot să scriu eu sau cu stilul meu, și atunci când m-am dus cu proiectul, era deja terenul pregătit. Deci, aia a fost o, cum să zic, o inițiativă a mea, plecând de la mine spre brand. Și ei au fost foarte da. drăguți și au acceptat da. Da. de ce? De cele, de cele mai multe ori se, se întâmplă să vină agențiile, fiindcă agențiile au nevoie de blogări, ei fac un research, văd despre ce scrii caută după anumită cuvinte cheie și dacă pe mine mă găsesc acolo, uite, el deja a scris despre domeniul respectiv, da? E bine poziționat și te întreabă, nu ești disponibil să nu scrii în același timp și despre brandul respectiv și despre concurență? Sunt mai multe, mai multe condiții. Mai am așa o curiozitate despre prețurile din brazla asta pentru că mi s-a întâmplat la un moment dat eu fiind pusă în situația în care să mi se ceară o prezentare da. să colaborez cu un brand și să spun că vreau X sumă pentru livrabilele respective da, da. și oamenii ăia plăteau o altă blogăriță cu 5 euro pentru un articol e, 5 euro și e mie pur, mi s-a părut Că scade piața mult de tot. Da, da. Rău. Da, așa Ce este. facem în situația asta? Eu am, cum să zic, am prețul meu, adică nu am, nu am, cum să zic, nu am un preț fix. Eu ca să scriu un articol, te spun foarte clar, prețul începe de la 50 de euro pentru un articol simplu cu un singur link, 300 de cuvinte și ajunge până la 300 de euro pentru un articol cu brief, cu mai multe linkuri, cu o 1000 de Complexitatea cuvinte. lui, da cu bus pe Facebook, promovare pe rețele sociale, utilizarea unui vizual, deci cu cât sunt condițiile mai. se strâng condiții și cerințe, cu atât prețul este mai mare. Deci -am, nu pot să zic că am un preț fix, dar de la 50 de euro până la 300 de euro se găsește. Se întâmplă treaba. Da, se găsește. Cât de o... important e ca un blogger să-și creeze comunități și să fie activ pe Facebook, Instagram, TikTok și alte bastea? Este foarte important, fiindcă așa cum ți-am zis, atunci când scriu un articol, nu e suficient, adică un articol de Dai post, da. Da, nu e, nu, e, suficient doar să scrii pe blog. Trebuie să pui și pe Facebook, trebuie să răspunzi și la comentarii. Deci e bine să ai, să ai o comunitate a ta. Acum eu pe TikTok nu activez, pe Instagram mai puțin, pe Facebook sunt activ și atunci când am o colaborare, ei deja știu, <laughs> au studiat înainte și îmi spun să, să promovez și pe Facebook. Dar sunt blogger care au și Instagram și TikTok și da. Și Fie? YouTube? YouTube de ce nu-ți faci, Daniel? Am YouTube, cum să nu fac? Păi ai YouTube ca să-ți încarci filmulețele de la evenimente exact, și să, să le pui pun link. pe Blog. Da. da, nu, nu, adică nu mi s-a părut că am suficient timp să mă apuc și de content video. Asta e, asta e motiv. Adică scriu aproape zilnic pe blog, merg la evenimente, am o familie, am un serviciu, am pasiunile mele, n-aș putea să găsesc timp și pentru pentru asta. Da, și mi, mi se pare că la video consum mai mult timp ca să să pregătești un material. Conținutul blogului tău este unul generalist. De ce este generalist și nu te-ai nișat? Ca să zic așa, să fac un, un joc de cuvinte, e conținut general, nișat pe chestii naturale și sănătoase. Și <laughs> da. mai e ce? Oltean... Da. A... Până la urmă, blogul este o oglinda mea. Și eu nu fac un singur lucru, să zic că fac doar nutriție. Am Miercuri fără carne, cred că e cel mai vechi cea mai veche categorie din 2010, țin eu minte, da? Și m-aș plictisi să scriu doar despre nutriție sau de cum să mănânc sănătoși. Mie e suficient miercurea, da? Eu am mai multe zile pe săptămână în care nu mănânc carne, dar miercurea e bătută în cuie, fiindcă scriu și articolul pe blog. Dar eu mă mai duc și la filarmonică, mă mai duc și la handball, alerg, mă duc la degustări, Ăsta sunt eu, adică ești ceea ce faci în mod repetat și ceea ce fac în mod repetat se vede și pe blog. N-aș putea să, sau cred că n-aș putea să scriu doar pe o nișă. Sau, mă rog, dacă scrii pe o nișă, scrii mai rar. Fiindcă nu sunt, hai să zicem, a scrie numai despre vinuri, da? Nu sunt în fiecare zi evenimente despre vin, nu mă duc în fiecare zi, nu apar în fiecare zi noutăți, și atunci aș scrie mai rar. Și eu sunt obișnuit să scriu aproape zilnic, și atunci și e oarecum natural să. Din punct de vedere al publicului, de ce crezi că te-ar alege pe tine care scrii generalist să-ți citească articolele despre vin, ca ai zis, și n-ar alege să citească un blog care este nișat pe vinuri, că mie mi se pare cumva Că la care este nișat, e clar că este super specialist în treaba aia da. și e o chestie de, nu știu, încredere cumva. A, a, așa este. Deși am și eu specializări în. Adică tu ai am făcut un master și master de în Specializare vitivinicolă. De la început, de când am, am gândit proiectul Brânzeturi cum se cuvin, noi am zis că ne adresăm publicului larg. Adică eu, nu, nu, am vrut prin degustări sau prin ceea ce scriem noi în urma degustărilor să, să, fim, să folosim cuvinte foarte tehnice sau să vadă un specialist acolo. Nu, din potrivă, noi am vrut să, cum să zic, un cititor care până acum nu s-a gândit că vinul trebuie degustat într-un anumit fel sau trebuie mirosit sau trebuie observat vizual, dacă aude de la un specialist și îi spune niște termeni de aia foarte tehnice, pleacă mă de aici cu ce vrei tu să zici. Pe când dacă aude de la unul care vorbește în același fel cu el, poate deveni interesat și atunci se lărgește baza asta de iubitori ai vinului. Asta a fost proiectul și dacă ai văzut, eu nu scriu chestii foarte tehnice în articole despre degustări, deși le știu, am avut examene acolo, le-am promovat, adică asta a fost ideea. Deci e abordarea mea. Mie mi s-a părut foarte tare că atât tu cât și colegul nostru, Adrian, sora normală a degustărilor și uh, a proiectelor uh, împreună, v-ați hotărât să vă duceți să faceți un master uh, în a, domeniu. A, a fost chiar mai frumos. A pornit de la Narcis Neagoie, care și el are un blog. <laughs> da. Deci Narcis făcuse masterul ăsta și la o degustare Uh, m-a întrebat dacă am făcut masterul la facultate și eu am prins perioada aia când se făcea facultate de 5 ani, noi am fost primii care am dat și licență și şi... n-am mai văzut. -am, adică ați fost primii care ați dat licență? Păi nu, înainte nu se numea licență, nu se numea, era examen de stat, nu știu cum se numea, am, dar nu era examen <laughs> de licență, da? Şi noi după ce că am făcut 5 ani am dat și examen de licență și, și mai... pe urmă se făceau, nu îi zicea master, îi zicea ceva studii aprofundate. <laughs> Așa, și eu mă însurasem, mă angajat să nu mai aveam niciun chef să mai fac master și nu l-am făcut. Am, mai ales că fusese o facultate grea unde am făcut eu. Și acum am făcut master după 25 de ani când m-am dus cu diploma acolo, erau domnișoare la secretariat mai mici decât mine și am zis că nu e bună diploma, că -are, trebuia supliment de medii sau nu știu <gântu> Și zic, vedeți că e pe spate. S-au uitat, scria pe spate acolo și nu mai văzut s așa ceva, s-au dus la un domn profesor mai în vârstă, a zis, e ok, e ok, înainte așa era. 5 ani și deci era ceva nou. Și m-am dus la, la master din, din pasiune, ca să, să învăț pentru, pentru mine. Am, în schimb, am făcut și un curs de degustător autorizat de brânzeturi. Oh. Da. Tot pentru... Mai ai să faci pe de sumerier. Da, tot, tot pentru, pentru master, fiindcă tema mea de dizertație a fost asocierea vinurilor cu brânzeturile. Și atunci am zis, Ok, cu masterul de expertizare vitivinicolă am o bază academică a activității, dar pe brânzeturi aveam doar experiența noastră și cum făceam noi asociere. Și atunci am fost la un curs la București cu Federația Națională a Degustătorilor Autorizați din România, cu lectorii italieni și într-un weekend am, am, trecut prin toate prin toți pașii necesari, am dat examen la, la final, am avut materiale pe care să le, să le studiem și ne-am mai întâlnit cu colegii de câteva ori când erau târgurile de vin prin București și mai erau și brânzeturi împreună. Noi luam, eram cu fișele, degustam, Aceastrăvă. da. da. Mie mi se pare foarte tare că dai un exemplu personal foarte puternic către oameni pentru că tu mereu atunci când ai o pasiune, ți o dezvolți, dați-o dezvolți până da, ajungi da, da, da. expert în treaba da, aia. Da. Da. Și, uh, inclusiv, chestia asta că te-ai dus la master după 25 de ani, mi se pare foarte tare. Nu mai cunosc pe nimeni care este să fi făcut asta. Aveam o colegă care avea peste 70 de ani la master wow! și era al patrulea la master. Da, <laughs> da. 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 Aici, cred că e un fiind În acest caz. Da, deci se, se poate întâmpla. Eu m-am dus, cum am spus, din pasiune. Se vedea pasiunea, fiindcă ne spuneau profesorii că dacă și. Cei de la licență ar fi așa de pasionați, se ar ajunge departe. Noi aveam și experiența de la degustări, adică puneam întrebări Pertinente? Da, așa. Bine, erau și domenii în care am microbiologie sau climatologie. Eu, nevenind din partea asta, n având un background de horticultură sau de așa ceva, la examen a trebuit să învăț cu dicționarul în mână, că nu pentru examen, că nu știam termenii, dar pasiunea am învins. Nu a fost problemă. Am luat și bursă de merit, adică oh. s-a văzut... Uh... Da, da, mi-am inteles când vorbeam eu cu tine și cu Sanda, <laughs> eram toți masterați și aveam bursă. <laughs> da, e, era bine atunci fiindcă era gratis pe tren, adică m-am dus la toate evenimentele cu vin care erau în București, n-am lisi la niciunul, din bursă mi-am plătit cursul de degustător autorizat de brânzeturi, adică eu chiar am folosit banii constructiv. constructiv mi-am luat cărți, mi-am luat... Uh... Material mai de studiu. E cineva care e mare fan de gustări de vinuri, sau mă rog, mari fani de gustări de vinuri și au un mesaj pe pentru mai tine. mai e o surpriză acolo, ia să bem un pic de apă, între, între vinuri așa să bea apă. <laughs> pe mine tati m am învățat, dacă m-au luat petreceri, să bea un pahar de vin, un pahar de apă, un pahar, Correct, să da. nu mă învăț. <laughs> da, da. A, da. <laughs> Salut Daniel, suntem noi, echipa de la Comentarii Bărboase și suntem aici să-ți transmitem că apreciem tot efortul pe care îl depui cu Asociația Blogărilor și datorită sau din cauza ta ne-am mai, mai bine și facem chestii mișto împreună. Da, Daniel, chiar îți mulțumim foarte mult că ești și într-un spiritual pentru noi în blogări, îți mulțumim că ne ești și prieten, Îți mulțumim că faci parte din viața noastră și pentru toate evenimentele frumoase la care ne-ai invitat și la care participăm cu drag. Iar din, din partea mea îți mulțumesc extraordinar pentru că m-ai primit în asociația asta cu blogării, m-ai primit la degustările de vin care mi-au deschis mintea mai departe către blog și astfel am ajuns în punctul acesta în care noi trei facem comentarii bărboase. Da, multă baftă în tot ceea ce faci. Să dorim toate cele bune și pe calea asta te salutăm și numai bine din partea noastră. Da, la cât mai multe evenimente și la cât mai mult vin. Ei păi, am văzut în primul episod când erau cu vinul la... Da. Da, nu putea să desfacă. Dacă nu ne-ați învățat să scrieți doar șampanie nu și vin. Păi da, da, e mai ușor de desfăcut vin, da. Facem și asta la următoarea... Da, trebuie... Când, când, am fost la unde am fost la, la Slatina atunci în pădure la Coveanu. Coveanu. zic mă nu, nu pot să și vorbesc să și desfac Narcis n-a fost trebuia să vină și Narcis și de obicei el cu Lenu ne, ne ajută la desfăcutul sticlului și zic nu pot să și vorbesc cu oamenii ăia să și desfac și zic dar mai avem aici un absolvent de master Adrian Soraia și tu <laughs> și <ne> am pus <laughs> și am mers așa ne -am... Ne-am descurcat cu, cu sticlele, că o singură persoană la, să desfacă, să se ducă la 20 de persoane și în același timp să vorbească e cam, cam dificil, că ca nu, te, nu te ascultă, trebuie să fii atent, să nu umpli paharul, să pui cât trebuie la dimensiunea maximă, la diametru maxim al paharului și e bine să mai, să mai fie câțiva. Iar acum când am fost la vinarte la Castel Borovanu, Iustinu Rucu a desfăcut o sticlă de vin din 1999. Oh. Și acolo sunt cu totul altfel, deci nu se desface cu tirbușon de ăsta, se desface cu un tirbușon lamelar care ridică două, se șterge după fiecare, deci ai desfăcut capișonul, șterg sticla să nu mai fie, eu știu, de atâta timp ce gaiuri acolo, ai scos dopul iar șterg sticla, îl pui în decantor cu atenție, deci e mult mai complicat. Nu e așa complicat. simplu da. să bei, <laughs> da, 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 chiar nu. <laughs> Unele dintre cele mai dragi Întâlnirile la care am participat eu, legându-mă tot de vin și tot cu voi. <laughs> Cred că ai <laughs> prins drag de. <laughs> <laughs> Sunt picnicurile de la Vincis. Da. Uh, uite că și la, la picnicurile de la Vincis, tot de la degustarea a pornit treaba. Noi, atunci când am început proiectul, ne-am închipuit că o să facem degustări doar cu vinuri oltenești. De fapt, asta ne-am propus noi. Fiindcă asociația are ca scop promovarea evenimentelor locațiilor din Creva și din Oltenia. Și noi, cum nu știam foarte mult despre vinurile Oltenești, am zis că ar fi o bună ocazie să începem să le descoperim și de la specialiști, de la fiecare cramă. Și am trimis mail-uri cu prezentarea proiectului la toate cramele din Oltenia. Și atunci nu mai țin minte chiar cum a fost dacă întâi am făcut degustarea cu Avincis și pe urmă ne-am dus la cramă sau invers, ideea e că a venit în urma acelui mail trimis de noi prima participare. Și cred că totuși făcusem o, o degustare cu ei. Da, cred că făcusem o degustare și le-a plăcut fiindcă am scris, am fost blogger, am scris, am fost atenți, ne-am văzut deci la degustările pe care le organizează ei prin restaurante, vine lumea, bea, vorbește, pleacă. La o degustare, brânzeturi, cum se cuvin, blogării sunt cu agende deci notează, pun întrebări, iar pe urmă apare pe blog părerea bloggerului respectiv despre eveniment. Mie mi-a plăcut un vin, ție ți-a plăcut un vin, mie mi-a plăcut vinul ăla dintr-un motiv, ție ți-a plăcut... Asocierea, așa, asocierea, deci sunt sunt viziuni diferite și stiluri diferite de a promova un vin și o brânză. Și e foarte bine că în felul ăsta și acoperă toată gama da, de produse to expuse. Toată gama de vinuri și probabil le-a plăcut chestia asta și atunci când a fost picnicul la Vinci ne-au chemat și pe noi și de atunci ne-am dus în continuu. Eu am fost și da, am fost în februarie cu Wine Lovery, am fost anul ăsta la la Vincis, dar era iarnă. <laughs> era, era mai trist față de cum știam noi totul verde pe acolo și în pandemie, mă rog, în condiții mai grele, adică în timp ce unii eram la Vincis și alții erau la altă cramă, fiindcă trebuia să fim cel mult 10 persoane sau o chestie de asta am văzut și iarna, am întrebat când o să mai fie picnic cu Avinci, nu știau nici ei, mi-au zis că îi așteptăm. Să fie online, dar nu să putem să bem împreună, o, să ne cunoaștem o, între online, noi. Online am o, am o, glumă frumoasă, vorbeam cu un prieten la televizor și zic... Da, vorbeai mă, cu un prieten la televizor. La, la, la televizor, la, la, telefon și îi zic, că trebuie să te las că intru la o degustare online. Și o să zice, cum degustare online? Unul vorbește despre vin și voi lingeți ecranul sau cum, cum e asta și zic nu, avem fiecare câte o sticlă de fetească neagră. Eram, chiar a fost un eveniment frumos atunci când în pandemie nu se putea organiza altele și ideea a fost fiecare să aibă o sticlă de fetească neagră și să spunem cum este, de la ce cramă, cum ni se pare, să turnăm un pahar, să-l arătăm. Și au fost și din Olanda, și din Brazilia, din state, din... Ce tare da. Și prea doar să ai o fetească neagră, o sticlă de fetească neagră. Și când i-am spus așa, a înțeles conceptul. Altfel nu înțelegea cum e de online. Da, e greu. Da. Altfel eu știu că tu te duci să și alergi la corcovareis prin da. vie. Da, da, da. Am cum e să asta? alergi prin vie? Ha, și aici e o poveste cu, cu alergatul ăsta. Pentru că altfel tu ai, așa cum ai menționat, alergi în timpul liber da. de plăcere pentru uh, sănătate. În timpul liber alerg, nu știu, 2, 4, 6 km, nu, nu, foarte mult. La Corcova este o cursă de 6 km, una de 15 km și mai e și cursă de bicicletă care e de 21 de km. Și eu m-am dus la cea de 15 km, soția mea s-a dus la cea de 6 și ne-am fiecare pe, pe posibilitățile lui. Asta cu alergarea, tot așa a venit. Am vrut să particip la un Cross Aloe Vera la București și nu mai alergasem. Asta era tot prin 2012, că multe lucruri s-au întâmplat atunci. de a blogul tău da. e natural ca aloe vera. Da, și nu, nu mai alergasem de foarte mult timp și zic, mă o să nu mă fac de râs acolo. Erau 2 km de alergat. Prima dată când am alergat după 500 de metri eram gata terminat și da, m-am antrenat din timp. Și am fost la Cross, am făcut am terminat cursa, am scos un timp bun și pe urmă m am rămas cu plăcerea asta de a alerga. Și când a apărut, am aflat despre alergările de la Corcova, despre Corcova Trail Race, chiar de la Șerban poviceanu, când am făcut degustarea cu Corcova. El a fost atunci la degustare și ne-a spus, uite și noi în august facem chestia asta. Și în anul ăla țin minte că am fost eu cu Alin Sântimbrean și cu Tania am participat chiar în anul degustării. Și de atunci m-am dus, un singur an am uh, ratat, fiindcă de obicei era în ultima sâmbătă din august și s-au gândit ei să-l mute și eu deja am pusesem pe alte planuri. vacanța la începutul august și ei l-au mutat la începutul august și a mai lipsit în 2020 când nu s-a ținut. În rest, de când ne-a spus Șerban, am fost la toate edițiile, adică vreo patru, cred. E bine că ai amintit de Alin Suntimbran că el ne-a ajutat mult la început cu brânzeturi, cum se cuvin, păi, din partea dicționar pentru. De acolo a ponit ideea. Da. Eu am fost la o, la o degustare unde l-am întâlnit pe Alin și degustarea s-a întâmplat într-un mod, cum să zic, necorespunzător în sensul că lințul care era reprezentantul cramei oprișor își dădea sufletul să spună despre vin așa și lumea mânca, vorbea, discuta, mai dăm un cartof, mai și eram așa vreo 4 5 6 care eram interesat și până la urmă s-a restrâns toată discuția acolo la noi și ne-a spus, am degustat, am văzut care e chestia și uh, Alin zice, ar, ar merge foarte bine o astfel de degustare cu un pairing. Și cel mai ușor pairing e făcut cu brânzeturile și eu atunci, bang, greutatea mea am brânzeturi și de acolo a pornit ideea. Deci după întâlnirea cu, eu nu știam pe Alin dinainte, ne-am întâlnit a, a, la degustarea respectivă, pe urmă ne-am împrietenit pe Facebook, i-am spus că, uite, eu am câștigat greutatea mea în brânzeturi, am o relație bună cu Delaco, am putea să colaborăm, am pus cap la cap ideile, am făcut un plan și ne-am dus împreună la Delaco cu proiectul. Deci așa, așa, a pornit. Acum Alin în ultimul timp n am mai avut atâta timp să vină la toate degustările, dar când poate... E prezent și da. el împreună cu Tania, pe care eu o și pupăm. Vreau să-mi spui... cei de la bine. <laughs> Vreau să-mi spui despre concursurile astea între bloggeri. de Gala Super Blog, de Blogger Inițiativ Craiova. Da, eu am participat la Superblog prima dată, cred că tot în 2002. Și <laughs> da. sunt, sunt, două da. Superbloguri pe an, nu e așa? Da, când am participat eu prima dată era doar ediția mare de Superblog din toamnă. Și atunci se lansase și blogal Initiative, cea națională, ediția națională. Și am zis, hai să o văd și eu. Am participat în același timp la amândouă, dar cu toate asta nu aveam două articole de concurs pe blog, unul după altul. Adică aveam, de exemplu, scriam pentru blogal un articol, scriam ceva de Craiova, scriam pentru Superblog un articol, scriam ceva de cultură, scriam... Uh -huh. Nu-mi place să, să, fie blogul un canal de publicitate. Doar un canal de da, publicitate. Da, da. fiindcă dacă Uite, ca am zis înainte că vorbeam la televizor, da? Dacă <coughs> ne uităm la televizor, tu te-ai uitat la un canal care are numai reclame, nu? Dar dacă aș fi un om care creează reclame <coughs> da, și voi să ce face concurența. Da, dar și atunci tot timpul, adică nu poți să te uiți. Trebuie să fie ceva să-ți atragă interesul. Și eu de atunci am avut, am avut cum să zic, rigoarea asta: să nu, să nu am două articole publicitare, unul după altul și. Am participat, am fost singurul din Craiova, m-am dus și la Gala Superblog la București, mai știam din blogării bucureșteni, ne mai întâlnisem pe la blogmeet-uri, că am fost la niște blogmeet-uri în București. A fost ok ca prima experiență, nu prea știam eu așa cu ce se mănâncă Superblogul. Na. No. Și am din 88, cum e la Superblog? Ediția de începe 1 octombrie, ține două luni, sunt mai mulți sponsori și fiecare are o probă sau două și sunt probe din diverse domenii, de la epilat până la electrocaznice, mașini, vacanțe, adică... Mie mi se pare foarte tare că te pune, treaba asta că sunt sponsori din toate domeniile, că te pune să fii super creativ. Exact, în... exact, e o competiție. Adică un bărbat, un bărbat scriind despre produse de epilat pentru femei da, e... Este, este o competiție de blogging creativ Eu pot să, scriu, să spun că am câștigat la geantă da, Am câștigat o geantă Monica da. a fost fericită probabil Daria, că i-am dat-o Dariei trebuie, trebuie odată să fii foarte organizat Fiindcă din 3 în 3 zile trebuie să scriu un articol Eu care scrieam zilnic N-am avut nicio problemă Dar sunt mulți care se plâng de chestia asta Eu am participat și la Blogal și la Superblog În același timp, deci n-am avut probleme și să nu depășești deadline-ul. Dacă trebuie să pui articolul azi până la 23.59 și tu l-ai pus la 0001, 10 puncte din oficiu ți se scad. La sfârșit se... Cine jurizează? Fiecare brand care are probă în concurs are un juriu. Pot să fie reprezentanții Marketingul jurului uh -huh. respectiv, sau poți să. Acum, în ultimul timp, mai apelează și la superblogări care au câștigat și nu mai participă. De nu mai, deci, odată ce ai câștigat ca da. superblog, nu mai ai voie să mai participi da, 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 da. Și tu nu mai ai voie să mai participi. Nu, da, nici nu juri. <laughs> <laughs> Așa. Și te, te obligă, deci, fiecare juriu are anumite cerințe, și tehnice, și de conținut, și te obligă să te adaptezi la acele la cerințe. E un maraton, practic, și dacă treci odată printr-o chestie de asta și ți-a plăcut, numai, dacă mai vii și la gală, nu mai ai nicio scăpare, adică în continuare, în competiție, o să vrei să participi. Eu am participat în 2012 prima dată, în 2013 s-a făcut și ediția de primăvară, care inițial a fost gândită așa mai de fete, mai cu cosmetice, mai așa, beauty. și în 2015 am câștigat ediția de primăvară. <laughs> <laughs> eu, eu, nu vreau, deci eu am văzut după ce am câștigat greutatea mea în brânzeturi, am zis, gata, pentru mine asta e super blog, eu nu vreau să câștig super blogul, și că dacă ai câștigat, ești din competiție, da? Și atunci, fiind prima, a ca a, ediție de fete, relaxat, Na, da, eram undeva odată pe poziția 4, așa, și pe urmă, ultimele, nu știu câte, așa, am luat 99, 99 m-am dus la 20-19 puncte față de următoarea fată și pe urmă veneau 10 fete după <laughs> N-am mai putut, că eu aș fi vrut să iau o notă mai mică să, să nu câștig. Să nu câștig, da? Mi-a ieșit în toamnă, la ultima probă am scris mai așa, zic, a, e periculos, era. Ai pe locul... intenționat, ai da, 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 eram așa. pe locul 2-1, zic, aici am... Așa, și am ieșit. Am ieșit pe locul 3, la două puncte de locul 1. Sau la patru puncte, nu mai știu. A fost locul, da, a fost locul 1, două puncte, locul 2, două puncte, de locul, 3. 3. Și am ieșit pe locul 3. Și am fost foarte mult zis, a, dacă ies eu pe locul 2, tot cel mult pe locul 2. Și uite că atunci așa, așa a fost, na. Da. Puteam să trântesc o probă de aia să iau 10 puncte, dar nu vrea bătea da, da, Adică respectam competiția și n-am vrut să, să fac treaba asta Asta este cu acum e chiar în timpul competiției Superblog. Eu sunt blogger partener de când am câștigat, nu mai particip, dar promovez când începe, vă spun vouă, le spun altora. Întreabă cineva acolo, pot să dau un sfat. Da, ești cu de... experiență. Da. Cât timp îți să scriu un articol? <sighs> Pentru că scrii fiecare zi, ai căpătat da, dexteritate. Da. De, depinde, depinde și de articol și de, de timpul liber pe care l-am. Uite, de exemplu, articolul cu... Am, am, spus că am fost la Vinarte, la Castel Bolovanu, la, la degustarea aceea de vinotecă și am fost miercuri, am făcut poze, am făcut video și articolul a apărut abia vineri. Da, a fost miercuri, a apărut abia vineri. Sună ca și cum a fost vineri peste două luni. Nu, dar vreau să zic, deci miercuri am, am notat informații, am fotografiat, am înregistrat, da. Asta se întâmplă pentru că tu nu-ți prelucrezi fotografiile niciodată? Ba, ce pun pe blog le mai. Nu, nu prelucrez ce pun pe Facebook. Facebook, cum okay. am luat albumul, mă uit doar să fie poza, fiindcă mai am, mai am observații. Deci ai pus poza aia că eu sunt strâng, eu sunt mă, dacă e clar, eu nu mă uit la fiecare zi și o șterg. Da. Așa. Și ideea, eu fac foarte multe fotografii la evenimente ca atunci când scriu articolul pe blog să am de unde să-mi aleg imaginile, da? Și după aceea mi-aleg imagini care, în funcție de informațiile pe care le-am adunat acolo, mi-aleg imagini care să ilustreze informația respectivă. Abia după ce am imaginile, se naște în cap structura articolului, fiindcă imaginile sunt, cum să zic, coloana vertebrală a articolului, informațiile le am deja și de asta mi-a luat vineri seara am scris înainte a pleca la Filarmonica, am scris articolul cu vinuri. Deci, miercuri am filmat, am fotografiat, am strâns informații. Joi am vizionat încă o dată ce videourile ce înregistrasem pe acolo ca să structurez informația și mai bine. Vineri am prelucrat imaginile selectate, am pus textul, am încărcat pe YouTube videourile și a fost gata articolul. Deci asta e un exemplu de un articol mai, nu știu, ceva de 1700 de cuvinte sau un, am articol, le da, un articol mai elaborat cu vreo 20 de imagini, 5 video, un articol mai scurt, așa, nu știu, o jumătate de oră, o oră, depinde dacă am o imagine, uite, vreau să promovez filmul, că ai fost la film. Nu la fost? film. Ba, am fost la film. Ai fost. La, la film <laughs> mi-am <laughs> un pic mai mult, fiindcă uh, trebuie să-mi ia să mă... Eu am văzut Dune când era mai de mult, când a fost prima versiune și nu mai țin minte exact. Cartea nu am citit-o, trebuie să mă documentez, să fac legătură cu ce am văzut acum, să fac comparație cu... N-am imagine aici, o să fie mai scurt, fiindcă mi-am făcut doar o imagine cu afișul. Da, o poză cu afișul și din punctul ăsta de vedere o să fie mai scurt, dar nici chiar așa de scurt cum a Deci una e să anunți un eveniment, adică uh -huh. ai o imagine, ăsta e posterul, evenimentul va fi pe data de, la filarmonică de exemplu, da? Este, nu știu, acesta e programul, dirijorul respectiv, l a mai întâlnit acolo, mi-a plăcut piesa asta, deci nu, nu foarte mult, adică nu e o recenzie și la, pe când la o recenzie trebuie să scrii cum ți s-a părut să faci hmm. legături, analize, da, da. Uh, Vezi, mie mi se pare că lumea atunci când zice a, e un blogger ce scrie și el acolo trei cuvinte face o poză, nu știu ce, de fapt oamenii nu-și dau seama câtă muncă în spate pentru că tu faci munca a mai mulți oameni, efectiv tu ca blogger, da, faci da, da. muncă de fotograf, de videograf, muncă de documentare, editare. Imagine foto, editare, că, vi text. Video nu mă bag, da? Dar editare de... Am ei. pe cineva pe care da, pot da, să-ți da, recomand. Da, de azi, de că nu am apucat de video, fiindcă mi se pare că uh, cere mai mult timp. Da? Deci trebuie să fa faci articolul SEO, trebuie să folosești cuvinte deci, cheie. Practic bloggerul face munca măcar cinci oameni. Probabil, da. Um... Vreau să spui, referindu-mă și la componenta asta socială pe care uh, ai avut-o de-a lungul timpului participând la evenimente în alte orașe sau la SuperBlog, unde vin bloggeri de, de peste tot din România sau așa. Uh, unde am învățat noi toate lucrurile astea? Și aș vrea să menționez aici evenimente și conferințe ca InstaCamp, uh, WebStock, SocialPedia. Uh, și am mai avut noi pe la Creava uh, mai multe evenimente de genul ăsta unde am chemat oamenii să ne explice ce trebuie să facem cu viața noastră de blogger. Da, eu când -am, am spus cum a, a luat naștere Creava uh -huh. blogmit, uh, mi-am dat seama că una e să scrii pe blog și una e să te și întâlnești offline cu bloggerii, da? Și din momentul în care mi-am dat seama de aspectul ăsta... Am fost cam la toate evenimentele mari, adică fie că a fost Webstock la București, fie că a fost Sumă uh, să. Food biz. bloggers. Food bloggers, da? Deci, înveți de acolo, fiindcă vin oameni din industrie recunoscuți, specializați, care din asta trăiesc, și dacă pleci cu măcar cu o idee de acolo, ai altfel de viziune. Eu, de exemplu, am trecut pe domeniul propriu după o astfel de conferință. Când a spus cineva, a trecut vremea poeziei în blogging când aveam pe Blogspot și eu aveam pe Blogspot. Sau pe WordPress, așa, că am fost și pe WordPress. Da. Și așa m-am hotărât să-mi, să, -mi, să -mi fac un deci, blog pe domeniu propriu. De deci ce? Am dat un exemplu, asta, e, cum să zic, cel mai relevant. Banal, 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 da, dar o idee de acolo poate să, să-ți dea o idee pentru un articol, o idee pentru dezvoltare viitoare a blogului sau pentru Astea abordare, să negociezi. Da, sau pentru abordarea articolelor de pe blog și sunt adică eu întotdeauna mi-am notat ce era acolo, am scris Eu îmi scriu articolele după eveniment, în primul rând pentru mine, adică îmi notez ideile principale sau care mi se par mie foarte folositoare și peste câțiva ani, dacă vreau, sau o lună, vreau să-mi aduc aminte, zic, păi am scris la Webstock și mă uit și am scris la Webstock și am și video, și, deci imediat îmi găsesc informația. Și am dacă mie îmi sunt folositoare, mă gândesc uh -huh. că pot fi folositoare și altuia. Am o întrebare pe care a pus-o și la uh, Craiova Blog 1100 uh, atunci când. Uh, la Workshop. Și la workshop am pus-o și la lansarea cărții lui Cristian birta, a.k.a. Chinezu Ce ne facem domne cu influencerii așa că e greu uh, Când băgăm în nomenclatură meseriilor meseria de blogger? Am înțeles că este acum o inițiativă să se introducă uh, Meserii noi Dar nu știu dacă e și cea de blogger Inclusă, nu știu ce să spun Probabil că va fi ceva creator de conținut. Da, da. Eu, de exemplu, la mine, la coșmelie, nu mă pot numi vlogger în cartea de muncă și mă deranjează că trebuie să mă numesc redactor sau orice altceva. Da, și eu pe firmă am activități ale agențiilor de publicitate. Da, și dacă te angajezi la tine pe firmă, sub ce... Administrat. <laughs> <laughs> da, e, este, o, este o problemă. E, e, de mult, e de mult discutată în conferințe, de exemplu, țin minte că la SMS Biz s-a pus problema asta cu registrul meserilor sau nu știu cum se numește și au avut o campanie frumoasă, erau cum se punea pe ușă etichetă familia Ion Popescu, a familia blogger Ion Popescu, familia Instagram Gică Ionescu. Făcuseră niște chestii de la și ne -au, chiar ne-am a, a fost, cum să zic, o activare în sensul ăsta, dar vezi că asta depinde de legislație, nu doar ce vrem noi, depinde și de legea care se, se aplică sau care se schimba. Ce părere ai despre discuția asta care a fost în ultima vreme, dacă ar trebui să ne marcăm sau nu publicitatea pe blog, pe Instagram și pe unde o mai postăm? Acum, eu marchez, deci ultimul advertorial e marcat se poate vedea pe, pe blog, sunt și sunt și articole pe care nu le marchez din următorul motiv. Dacă vezi în săptămâna respectivă toate articolele pe care le-am scris, tu nu îți dai seama că ăla e un articol publicitar sau uh -huh. da, deci, până la urmă, din punctul de vedere al meu, toate promovează ceva. Da, uite promovez un concert la filarmonică, promovez uh, activitatea uh, echipei de handbal, da, promovez, uh, nu știu, trebuie să mă gândesc și am scris <gângânt> ce am scris pe scrie <gânt> <blog. gânt> <gânt> 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 uh, Promovez uh, lansarea vinului de vinotecă de la vinarte, da, dar niciuna dintre ele n-a fost plătit. Adică nu am primit bani să fac chestia. a am avut beneficii fiindcă am fost printre puținii care au participat la lansarea vinului respectiv, da? Ăsta e un beneficiu deci toate practic sunt o promovare, da? Pun pe atunci când este un contract. Și se pare fer să fie Să marcat? Să știe publicul că este un advertorial, dar ca informație nu practic nu este nicio diferență, adică dar nu te-au judecat oamenii că faci reclamă? Că mie mi s-a întâmplat. Uh, deci, mi se întâmplă cel mai des pe Instagram, trebuie să recunosc. Da, mi, mi s-a întâmplat odată că a zis cineva a, asta e reclamă și a zis reclamă pe față are și P. <laughs> <laughs> nu am mai avut ce să spun. Dacă eu marcasem articolul cu P, că e articol publicitar, așa, dar mi-au mi zis Că e reclamă pe față și când nu era nicio reclamă, adică era părerea mea despre o anumită Ceva. chestie, da. Și am zis, de ce crezi asta? Mă rog, n-am avut cu cine să discut, era un comentariu răutăcios. Dar, nu știu, acum da. nu îmi pun foarte mari probleme că este cineva rău intenționat care comentează aiurea sau nu. Da. Deci eu îmi văd de treaba, nu știu. Eu am primit multe mesaje cu zilele. Ce tu primești bani ca să ne arăți nouă, nu știu ce. Acum depinde și dacă să... ai și foarte multe publicitare la rând sau. Păi, te cerc să mențin un echilibru. Da. -am, nu am tot fi duplin de publicitate, da, 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 că da. nu m-ar mai urmări în lume, exact cum tu cu canalul da. de publicitate. Cum uh, s-au comportat și cum se raportează prieteni? a. Stai, că mi-am adus aminte ceva înainte de asta. Eu știu că tu îți programezi articolele cum pleci în vacanță. Făceam asta, da, dar nu mai fac. Atunci am zis că până prin 2016. Pe vreo Toată ani, lumea era nebunită. Daniel este pe plajă în Tasos, cum descrie pe blog. Da, da. Când îmi propusem, chiar, adică chiar scream în fiecare zi câte un articol. Vara mă duceam în Tasos două săptămâni, dar cum mă duceam în Tasos. Nu porneam televizorul telefonul era pe post de deșteptător și cam atât. M-au, au avut nevoie colegii de la serviciu de un număr de telefon, l-au sunat pe cumnatul meu că eu nu răspund la telefon, <laughs> -au să le dau numărul ăla. Deci eu, în alea două săptămâni de tasos, practic stăteam departe de orice tastă, orice telecomandă, orice, nu aveam nicio treabă cu ele. Și ca să stau liniștit acolo, înainte de a pleca, am programam articolele în fiecare zi, alt articol. Și așa aveam în fiecare zi scris un articol, indiferent că eram în vacanță, indiferent că... Ce strategie da, și câtă determinare da, și organizare. Da, pe, pe, urmă n-am mai, după ce am trecut pe domeniul propriu, și, după ce am trecut pe domeniu propriu, a devenit mai elaborată treaba cu articolele, adică și să faci și SEO și imaginele mai frumoase. mi a mai mult timp să scriu un articol și n-am mai putut să scriu chiar în fiecare zi. Și atunci, anul ăsta, de exemplu, în Tasos, în două săptămâni cât am stat în Tasos, au apărut trei articole sau ceva de gen. N-au mai apărut în fiecare zi. Pe care le-ai scris tot de acasă și le-ai lăsat programate da, sau le scris da, acolo? da, 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 Le-am scris a. de acasă. Mi s-a mai întâmplat, de exemplu, să scriu și în Tasos, fiindcă am, înainte de a pleca, aveam un contract cu o firmă să scriu un articol de promovare și știam că o să-l primesc când o să fiu în Tasos. Și atunci mi-am luat laptopul cu mine, l-am scris acolo și l-am promovat. Pentru cei care ne urmăresc, trebuie să menționăm că ai o iubire foarte mare pentru Tazos și e un obicei pentru tine să mergi da, acolo. Din, cam din 2 în 2 ani tot să revin în Tazos. Cum te privesc prietenii că tu fiind bloggerul din tre prieteni? Păi, pe domeniul lor de interes, de la mine au aflat de pe blog când au fost spectacole sau teatre sau, eu știu, filme. Așa, cei care sunt pe partea de sport urmăresc cu handbalul cei care sunt pe partea deci, de alergare Deci practic alergar. ești citit și în da, primul da. rând în grupul de prieteni. Da, 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 și mai ales că eu mi-le mi le promovez pe Facebook în primul rând, fiind prieteni și pe Facebook văd toate postele. Unii mai comentează mai. da, da toată ziua degustări, degustări. Pe mine, pe mine când nu mai chem. Eu. De fapt asta e. Așa. Skepticism. Da. Că acum la vinarte a, nu se mai ajunge la cremă, te mai duci și la alții. Da, cum să zic, comentarii în glumă. Nu. Ei, da. Uh, cum e Monica? Nevastă de blogger și cum e Daria, fiică de blogger? Monica nu are treaba asta cu... nici pe Facebook, nu are activitate, și nu, nu o interesează de treaba asta. Dar te susține în tot ce faci. Da, câteodată mă susțin. mai lasă că mai avem și altele de făcut, mai lasă, mai lasă blogul. La unele activități participă și ea, la altele nu. Dar ea, ea pe Instagram am văzut că, că, pune mai mult, dar nu are pasiunea asta a scrisului. Sau... Deci eu sunt, Nu e în Da, da, eu sunt singur din familie cu, cu pasiunea asta. Da, dă like, îmi comentează. Da. Are colegi de serviciu, au văzut că am fost am, la ultima degustare, am chemat-o și pe ea și îmi zicea, când are, au vreun vin sau ceva, cu ce brânză ar merge vinul ăsta sau au o brânză, ce vin să luăm și au fost foarte mulțumiți de recomandări. Da, recomandări și urmăresc cu atenție articolele din de la degustări, de la brânză, de la vin, deci chiar sunt, cum să zic, sunt persoane interesate. Da. Mă bucur că noi așa, fiecare cu comunitățile lui, fiecare dintre membrii asociației comunitatea lui și cu toți împreună chiar reușim să creștem puțin nivelul ăsta de conștientizare a promovării către branduri aici local, că mie la un moment dat mi se părea că toate lucrurile se întâmplă doar la București, Cluj și cam atât. Nu uite să ca să mai spargem informația asta greșită, noi la Creva suntem practic singurul oraș care are o comunitate de blogări. Foarte bine închegată. Care se... Mai sunt și în alte, în alte orașe, dar care se... Comunitatea asta se întâlnește în mod regulat la evenimente, la și care are și o formă juridică da, că are... ceilalți mai, mai sunt și alții care au... De mai Clujul, exact, cred că au o asociație, dar nu știu ce, dacă fac ceva cu ea. Parcă și la Timișoara sau Iași era, dar cum a zis chinezul, chinezul se plimbă pe la toți și cam, cum a zis chinezul, noi suntem singuri care în mod regulat ne întâlnim, facem evenimente împreună blogmituri, degustări. E asta recunoaște toată lumea că e doar meritul tău, că tu ne nu, cu e tot meritul și ai pe toți cei multă energie. Că dacă n-ați fi voi, nu m-aș întâlni singur cu mine. <laughs> da, tu tragi de noi. Da, hai, vino da, și da, acolo, hai, poți da, asta. Asta eu, eu, sunt liant, adică mă asigur că e totul bine și vă aduc aminte că e deadline. <laughs> Asta e cel mai greu lucru când deschid notificările de pe grupuri și văd un mesaj de la Daniel. Mai repede că trece timpul. Da, nu vă A, zic da, mai da. repede, vă zic mai avem o zi până la deadline. Da, foarte drăguț, dar capul nostru așa sună. Da, 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 da. aș vrea înainte să încheiem să lași un mesaj pentru cei care ar vrea să se apuce de blogărit și să le, nu știu, dai din energia ta. Păi, în primul rând, ar trebui să le placă să scrie, să citească, să aibă ceva de spus, da? să aibă o pasiune pe care vor să o promoveze. al doilea rând, cred că ar trebui să vină la o întâlnire cu blogării din Creva, la un blog mit sau la o degustare de vin ca să vadă atmosfera. Chiar așa, dacă vine la o degustare de vin și are blog, pe urmă ar trebui să și scrie și vedea care sunt și cerințele și deadline-ul. Da? Și pe urmă, cred că are o Imagine completă a ceea ce înseamnă să fii blogger. Acum, dacă e pe nișă, dacă vrea să-și facă blog dintr-o anumită nișă, nu știu dacă găsește la noi informațiile respective, dacă noi nu suntem din nișa lui. Dar despre blogging, în general, poate să-și facă o idee. Și să scrie cât mai mult, cât mai bine și cu pasiune. Dacă nu scrii cu pasiune, se vede și până la urmă pasiunea asta atrage și cititorii, dar e și un foc care te alimentează pe tine. Dacă n-ai pasiune, n-ai nici chef să scrii pe blog. Nu, nu Ce se, se vede pasiunea, nu văd cititorii și până la urmă te lași. Pasiunea e la, la baza bloggingului. ului mea. Mulțumesc foarte mult că ai venit să stau de vorba astăzi. Și eu mulțumesc. Mă simt foarte norocoasă că sunt parte din comunitatea de blogări. Și să ne revedem cu bine la următoarele evenimente. Mă rog, cât se poate. Da. da. evenimente. Și să nu mă dați afară când avem următoarea adunare generală. Mulțumesc! Deci, cu acest scop precis de am da, da, Dacă ai 12 articole pe blog în ultimul an, sigur nu e nicio problemă. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și în episodul de astăzi. Să nu uitați să ne citiți pe blog danielbotea.ro și roxanaștiubei.ro Avem și Instagram, avem și Facebook. Și ne vedem în următorul episod!